în care să citiți, să continuați să adunați, ca să fiți la fel de buni și în continuare la școală. Mulțumesc frumos! Și acest lucru nu s-a mai lăsat. Acesta nu știu cum se numește. Da, o să mă date poezii, l-a transmis și domnul Filip o carte în domnul Iubiaștii. Acum nu. Și domnul Vasile Romanciu l-a transmis o carte. Și aici mai aveți încă multe, multe cărți și povești. Voi creșteți, vreți să vă amintiți de copilărie, de poveștile din copilărie. Uh-huh. Eu mă bucur că ați solicitat carte, anume carte. Înseamnă că voi vedeți viitorul vostru frumos. Vă doriți să aveți cunoștințe aprofundate, vă doriți să cunoașteți autorii, vă doriți să cunoașteți literatura, istoria literaturii și vă doriți să fiți fete inteligente și să vă ajute și în continuare să vă prezentați bine la școală, să fiți cele mai bune în clasă sau unele dintre cele mai bune fete. Că dacă sunteți eminente, nu putem spune altfel decât că sunteți foarte bune. Și ne bucurăm și vă felicităm pentru acest lucru. Dorim o vacanță frumoasă. Și mai aveți și un partener, da. Și un da, și am înțeles că băiatul. Am putea să le oferim niște direcții de ori. Ce faci? De acasă. De acasă? Da. Ești cu casă, da? Da. Bărbat. Ajută în gospodărie, da? Da. Și ai grijă de sărbare? Da. Pecă. Vreți să aibă niște cărți în care să citească. Bază din acest ritm pe care voi l-ați luat. Da. Și s-a ascultat, nu m-am uitat în copilul meu. S-a umflat, voi, că nu crescut mare. Acum, să spun un lucru. Da, la care medici vă tratați? La... Așa e, să știi, mai bine, că nu mai las un mare fiul, așa că nu-ți trebuie. Acolo, dacă ați fie că-ți mama, așa mai zic. Că sunt la dânsă la risc, că operația la risc. Să mergi acum, da? S-a rezolvat, am văzut, da? Participă la o acțiune de caritate, care nu am putut să fiu prezentă, dar am zis că acest caz m-a impresionat și aș vrea să fac cunoștință cu aceste două fetițe și cu Vasile, cu fratele lor, cu familia, cu mătușa care are grijă de ei, copii care acum au o situație mai grea, mai complicată, fiind fără părinți, dar m-am bucurat că au mătușa care are grijă de ei și copiii sunt, fetele sunt eminente și ce m-a impresionat cel mai mult că și-au dorit această bibliotecă să o aibă lor. Nu prea am avut ocazie să mi se solicite cărți, că nu avem ce să citim. Nu știu cum se descurcă în alte locuri, că știu că bibliotecile cam se confruntă cu lipsa de carte în limba română și am decis împreună cu domnul Vlad Crețu, care a fost receptiv și cu alte ocazii ca să ne ofere și care de fapt oferă aceste donații în toată Republica noastră, să le aducem fetițelor cărți, să le aibă aici la îndemână, să le citească și vom merge cu donații și la biblioteca din Puhoi, biblioteca pentru copii, am înțeles. Eu felicit doamnele de la acest site pentru intenția, pentru insistența, pentru faptul că sunt neobosite ca să depisteze aceste cazuri și să găsească oamenii potriviți pentru a invita să susțină copiii noștri care au nevoie de susținere și mai ales să ne bucurăm împreună că avem copii inteligenți
care muncesc, care au rezultate bune la școală, fiind eminenți. Și ar fi un mare păcat să-i dezamăgim și să nu le oferim măcar ceea ce stă în puterile noastre. Eu le doresc mult succes fetelor Olgăi, Irinei și lui Vasile multă sănătate, mătușilor care nu am apucat să fac cunoștință, cum se numește? Maria. Mătușilor Maria. Să le doresc multă sănătate și să păstreze și în continuare gospodărie în ordinea în care vedem că o păstrează. Le-am oferit și ceva produse, ceva detergenți, produse de prima necesitate care sper că o să le fie de folos. O să le invităm să meargă și la o tabără de odihnă împreună ca să se antreneze și să acumuleze puteri noi pentru un nou an de învățământ. Sunt cărți de literatură universală. Catrin Mihai. Sunteți frați? Da. Sinița prin Curița. Sinița? Sinița. Sinița? Sinița. Am venit în această bibliotecă la Popoi, care ne-a primit într-o atmosferă foarte caldă, cu oameni primitori și deschiși pentru noi colaborări, pentru și acum mă bucur că îi văd în jurul acestei donații de carte, care cu ajutorul Societății pentru Cultură și Carte Românească a fost prin amabilitatea domnului Vlad Crețu, a ajuns aici la Popoi. Eu urez tuturor, în primul rând, elevilor să savureze din aceste cărți, să lectureze și să pregătească pentru noul an de învățământ. Sunt în vacanță, dar au venit aici o bună parte din copii care ne-au recitat, care ne-au bucurat cu talentele lor. Iar mult succes, multă sănătate, odihnă plăcută pe parcursul vacanței și mi s-a spus că nu au avut parte niciodată de o întâlnire cu scriitorii, ceea ce pentru noi este o informație pentru o realizare de viitor. Urăm tuturor succes și, în primul rând, succes la lectură. Sperăm că aceste cărți vor ajunge să fie lecturate de, și de copii și de adulți. Mulțumesc!